Bună dimineața! Din nou cu Freddy, am plecat la drum, am plecat de la hotel. Bună dimineața! Suntem la Cezarea. Cezarea, orașul care a fost construit de către Irod cel Mare între 25 și 13 înaintea erei noastre, ca să fie cel mai mare port din Marea Mediterană, era unul din cele mai mari orașe, din cele 20 orașe în Marea Mediterană, era unul din cele mai importante. Și cel mai mare port pentru romani. Orașul a ajuns la o capacitate de vreo 50.000 de oameni. Era mult mai mare decât Ierusalimul. Ierusalimul în timpul era cam 15.000. 50.000 e un oraș roman, adevărat. Avea toate instituțiile care trebuia să fie într-un oraș roman. Pe macheta asta, care nu reprezintă totul, pentru că majoritatea e sub pământ astăzi, vedem zidul care mergea de jur împrejur. Aici era un, știm că era un ipodrom foarte mare, erau două ipodromuri, ăsta era cel mai mare, a rămas din el numai un stâlp. Și dacă privim clădirile care sunt de culoare mai închise, începem de unde suntem noi, în spatele nostru este teatrul care a rămas, nu intact, dar a rămas. Când îl vedem, parcă e intact, dar nu, era dublu de mare. În continuare, aici era palatul lui Irod cel Mare, un hipodrom, centru de business, de administrație, templu lui Saturn și aici era portul. Portul era foarte mare, putea să intre 100 de vapoare de pe timpul lor. Era bazat pe comerț. Orașul era un oraș cosmopolit, erau nu numai evrei, erau și evrei și greci. Și de aici, de fapt, începe rebelia mare. În anul 66, pentru că evreii nu au vrut să jertfească zeilor, de aici începe conflictul care va duce la sfârșit la distrugerea celui de-al doilea templu, în anul 70. Dar totul începe din Cezarea. În Cezarea astăzi găsim numai ruine. Ruinile astea ne dă numai o mică indicație cât de mare și ce bogat era orașul ăsta. Noi începem să mergem, încet, încet. Nu totul a rămas, noi vedem tot ce a rămas. Întâi și întâi, să spunem așa, materialul, statuile albe care le vedem în fața noastră, marmură din Carrara. Materialul era adus, în Israel nu există marmură. Există în Turcia, în Italia și astea au fost aduse din Italia, Carrara. Și dacă privim numai ce a rămas din aceste statui, dacă vedem cât de mare talpa piciorului, ne închipuim cât de mare era statuia. Astea sunt numai bucăți care au rămas, pentru că multe au fost furate de-a lungul timpului. Irod cel Mare a avut inițiativă să facă orașul. După ce a căzut Imperiul Roman, a mai fost oraș mare, până au venit musulmanii. În timpul cruciaților au avut încă o dată ani buni, dar după ce Saladin a învins, încă o dată a căzut și de fapt a dispărut complet în secolul XIII, când mamelucii au zdrobit și au demolat toate porturile ca să nu se întoarcă încă o dată cruciații. Sultanii mameluci în secolul XIII-XIV, de fapt, distrug toate porturile pe malul Mărecii. Uite o statuie. Ce erau mamelucii, Fredică? Cu alocație. Asta vedeți că are un miel deasupra. Asta semnifică jertfa lui Hristos. Mamelucii erau soldați profesionali. Musulmanii i-au răpit de undeva din Asia cea Mică și i-au antrenat să fie soldați. Și erau super soldați. I-au devenit sultan. Nu putea să moștenească tronul băiatul sultanului, ci numai un mameluc putea să fie. Și eu domnit de la Cairo și a fost foarte tare, noi mergem pe aici. Te întreb pentru că în România folosesc cuvânt de jignire, zice, băi, ești mameluc sau ăla, omul ăla e mameluc. Și atunci mameluc este musulman și a fost foarte tare, timp de 200 de ani, ei erau cei mai buni soldați. Și la chestia asta i-a făcut business, da. Mamelucii din sultane din Cairo. Vorbim de mameluci din secolul 12, 13, 14, până vin otomani, până vin turci.
Clădirea teatrului este originală. N-am adăugat nimic aici. Singurul lucru care a dispărut, scaunele de la teatru. Dar un teatru roman era una din instituțiile foarte importante în orice oraș roman. Așa că și aici a făcut un teatru mare și vorbim de el acum înăuntru. Și în ziua de azi se folosește teatrul de la Cezărea. Fiecare cântăreț dorește să aibă un concert la Cezărea. Asta de acum, știi, te pune pe haltă. Așa. Da, dacă e un plus Cezărea. Avem cel mai mare decât Cezărea. Arena la Tel Aviv are 10.000 de spectatori, numai 2.000. Dar la început era chestia Cezărea. Când a venit aici Madonna, Michael Jackson nu a venit la Cezărea. Când par de la Tel Aviv, poate sunt 50.000. Aici sunt numai 2.500. Dar cu toate astea a rămas un fel de title. Simbolic, așa. A, am avut concert la Cezărea. Și aici era amfiteatrul roman cu gladiatori, cu animale, cu nu? Nu, să nu greșim. Întâi, teatru și nu amfiteatru. Aha. Pentru că amfiteatru este cum este Coloseum la Roma, de jur împrejur. Când e numai așa, o potcoavă, este teatru. Teatrul roman, de fapt, era de fiecare parte de asta se numește cavia. Și între ele se numesc vomitorium. Era dublu. Vomitorium? Da, unde vomit, unde intră oamenii. Aha. Ai vomitorium, intră sus și ai... Vedem aici două, era a treia cavie, era mai sus, încă un etaj mai sus, original. De fapt, ce n-am găsit original sunt băncile. Băncile au fost furat materialul. Aici se mai vede câteva care se vede că e altă piatră, în primul rând. Aici stăteau oamenii importanți, VIP. Asta era locul pentru orchestră. Aici era locul de performat, dar noi spunem scenă. Asta nu era scena. Scena era un perete care era în spate, înalt, de aceeași, aceeași înălțime, dar ca prima cavie, de vreo 10 metri înălțime, care dădea, de fapt, acustică, se întorcea sunetul. Și asta se numea scena. Pe scenă, pe peretele astea, erau și multe statui, era ceva fenomenal. Nu vedeau mare, se vedea scena. Piatra e piatră locală, de pe lungul litoralului, e piatră formată din nisip. Și aici erau statui peste tot. Asta a fost reconstruită acum. Asta e locul unde erau plasate statuile. Da. Și tot era din marmură albă. Acum, în spate, am ieșit la pauză. Ce facem la pauză? Ieșim de jur împrejur. La o țigară? Și aici în spate, nu, aici așa templu, dacă vrei să te închini. Ei, uitați, faci o rugăciune. Ai unde să te închini și ai și magazine. Vrei să bei un vin, vrei ceva în pauză, e în spatele scenii. Hai să mergem pe aici. Stânca asta se numește curcar. Vezi, are multe găuri, că e formată din nisip și scoici. Tot litoralul Israel este piatră din asta de curcar. La Ierusalim am văzut altă piatră dură de Ierusalim. Asta e curcar. Curcar? Curcar, așa se numește. Din cauza că era plin de curcar, s-a format multe mlești, că apa de la râu nu putea să ajungă la mare și din cauza asta am avut multe mlești de furcă aici de lungul litoralului. Ca să bloca. Acum, nu s-au găsit totul, mulți s-au furat, dar mai vedem urme de la bogăția oamenilor care erau aici, că sarcofagile erau făcute de marmură și costa mult și lucru și să aduci marmura din Italia. Aici am găsit numai bucăți, fragmente. Asta se vede că era din schenă, uite aici, poți să vezi schenă, jos.
Aici era teatru și scena era în față, la sfârșitul, ce numim noi astăzi scene. În spate era peretele mari cu statui și aici noi găsim numai un exemplu, puțin. Vezi un friz, cum arăta. Aici vede urmele unde era templu, în spatele scenei. Unde la pauză, la pauza de la spectacol ziceai că ieșeau și se rugau la templu, da, nu? Da, da. Și aici ai o poză bună care reprezintă că era și acoperit. Avea și acoperit? Da, putea să acoperi. Aha, deci ăsta era original, așa da, arăta. Așa arăta. Stau într-o parte că bate soarele și se vede umbra. Și pe ce se intra? Vomitarium? Dar ce nume ciudat, Vomitarium? Da, că parcă vomită publicul. Da, da, da. Cei care erau responsabili pentru asta erau marinari, care știau să ridice pânza pe corabie. Le ridica și de jos, după cum trebuie, nu tot timpul. Erau abili. Da, și la Coloseum la Roma, acel sistem era. Când musulmanii au cucerit, au format zidul ăsta, aparține de acum unui fortificație răbești care se numea Rabat. Uh-huh. Rabat înseamnă fortificație pe costul mării, de aici vine cuvântul Rabat în Marocco, de exemplu. Da. Rabat, o fortificație, ei au construit asta încă o dată, că era tot timpul, erau preocupați să nu se întoarcă încă o dată cavalerii cruciați. Uh-huh. Și au format o serie de Rabat. Putea să aibă legătură vizuală, de la unul la altul, să dea cu semn. Închipuiți cât de mare era stârpul, dacă asta e numai baza. Astea de acum sunt de la sfârșitul secolului IV, mai vechi. Deci de acolo vine denumirea de Rabat la Maroc. Rabat, da, de la o fortăreță maritime. Uite un sarcofag original, s-au găsit multe de astea, de multe au fost furate, desigur, de lungul timpului au dispărut. Cine a furat? Sau e, în ce perioadă? În ce? În sute de ani, mii de ani. Vorbim de 2000 de ani. De obicei, arabii din prejur. Evrei nu erau aici. După anul 70 nu mai sunt evrei aici. Ăsta era unul mai scump, erau și sarcofagi mai simpli, cum era în spatele tău. VIP, ca să te odihnești mai bine. Depinde, cât a vrut să investeze și pentru... Și era mai sărac, dormea cam pe parte, cam prost. Sarcofag e un nume grecesc. Sarcofag înseamnă locul unde se mănâncă carnea. Că după ce a băgat acolo corpul, astea sunt urmele unei fântâni, se vede. S-au găsit aici apă, era apă. Și împrășteați mai vedem stâlpi. N-avem ce să facem cu ei, să-i punem undeva, dar cel puțin nimeni nu mai fură acum. Asta e parc național. Deci ăștia stâlpii care s-au găsit la da. Săpăturile arheologice. De aici vezi cum a dus, de unde a dus marmură, de unde a dus materiale de construcție, din Grecia, din Egipt. Cyprus, Ierusalim, Cezarea. Din România nu a dus. Avem marmură foarte bună de Rușchița, de Mondeasa, da, marmură roșie. Ce-a mai rămas? Că Ceaușescu a luat mult la Casa Poporului, alea din marmură roșie. Au rămas după Revoluție. Au fost luate mult atunci. Da, dar stau și parlamentarii noștri comod, cu marmură, cu asta. Da. Trebuie să le creezi condiții bune. Da, îmi place întotdeauna să duc oamenii în camera cu marmură roșie. Deci când vii cu israelieni în România, inclus și vizite la Casa Poporului. Da, sigur. Înainte se putea vizita și la subsol, în subteran, știi? Acum nu mai te lasă să... Deci că e obiectiv strategic, că trebuie să ascundă parlamentarii acolo în caz că dă cu bomba pe ei și nu mai lasă muritorii de rând. De vreo că am avut odată unul din șoferii care m-a condus în România, mi-a spus că el era soldat
Și el a fost de dinea că a lucrat acolo sub sol, spune că eu sunt unul din singurii care am rămas în viață, ceilalți au fost lichidați. Da. Și până în ziua de azi nu sunt toate programurile, planurile, dezbăruite. Că vreau să fac în colinie de petrol înainte cu câțiva ani, în București, și nu s-a deschis planurile astea. De ce în tot București? Păi avea tunel Ceaușescu de la Casa Poporului până, da, la ieșirea din București, da. Până acasă. Până la trenul lui de urgență care era, da, acolo, de Casa Scânteiei. Ok, am ieșit de la teatru și intrăm acum în oraș. În ce rămas din oraș. În partea asta era, de fapt, stâlpii astea, ne dea ideea, era o grădină mare, înconjurată de stâlpi și cu acoperiș. Și la mijlocul era grădină. Ăștia stâlpii original, Freddy, nu? Da, ăștia stâlpii original. Eu găsesc și eu repus, erau aruncați, da, 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 lângă altul. A refăcut cam cum ar fi fost grădina respectivă. Acolo unde sunt treptele alea era tot un amfiteatru? Continuăm, nu, nu, acolo, da, acolo era hipodromul. A, hipodromul. Vorbim acolo, imediat. Și erau curse de cai? Sau tot, cu căruțe de alea romane? Și curse de cai și gladiatori. Știu că aveau căruțe de alea romane cu... Asta e important. Pontius Pilatus. E scris. Pontius Pilatus. Adevărul că asta e o copie. Că piatra originală, unde e scris că Pilatus a fost aici, e dus la Muzeul Israel în Ierusalim. Dar asta e o copie exactă. Aici s-a găsit... E Ponțiu Pilatul ăla care spunem noi în crez, da, când da, spune da, crezul, da, da, la biserică. Cel care l-a judecat pe Hristos. Aha. Între anul 11 și 26, scrie în Matei, scrie 11-26, scrie despre Pilat. În zilele lui Ponțiu Pilat. Ponțiu din Pilat, da. S-a îngropat și a înviat. Aici era curtea peristile. Vezi, era conjurată de stâlpi, înăuntru era grădină, deasupra era așa acoperiș, ca să nu fie prea cald. Și asta ducea spre palat. Noi ne apropiem spre palatul lui Ion cel Mare. Și se vede în spate, apropo, asta nu e din Cezarea de azi, e uzina electrică cea mai mare din Israel și podul ăla duce cărbun de la vapor. Majoritatea pe deci bază pe cărbun, de gaz. Nu? Azi e pe bază de gaz, însă de asta vezi acolo fumul alb de la vapori de apă. Însă mai este și cu cărbun. Noi am închis toate minele, că așa ne-a spus Europa, că cărbunii nu sunt buni și să închide minele și să lăsăm oamenii să moară de foame. Aici găsim o fântână. Am spus că suntem chiar lângă mare, pe malul mării, dar la mica adâncime se găsea apă dulce. Și aici era o fântână pentru apă dulce. Așa aproape de mare? Da. Din timpul romanilor. E destul de rar, pentru că de obicei când stai lângă mare vine apă sărată. Adevărat, de aici o găsit. O găsit aici vreo 60 de monede din timpul romanilor, din secolul 4. Și aici era plăcerea lui Irod. Aici a avut palatul. Palatul era chiar... Irod, lui Irod sau Irod care Irod, l-au Irod cel Mare. Pe... Nu, nu, Irod cel Mare. Da, că sunt mulți Irod și nu, nu. Lumea face confuzie. Noi vorbim acum, înainte de Hristos era numai Irod cel Mare. Aha. Acum poți vedea. Ce-a rămas aici, puțin mozaicuri, erau pe aici. Aici era o piscină, la centru. Și se vede tăiat în piatră, era piscină. De jur împrejur era palatul. Ăsta era locul preferat și de către Irod să stea aici. Nu numai la Ierusalim. Multe ori venea aici. Avea multe palate, cum am spus. Ăsta era unul din cele preferate. Și asta a fost preferat de toți guvernatorii romani, atât timp când provincia Judeea era sub ocupație romană. Vorbim acum din anii 4 după Hristos până a căzut Imperiul Roman, până a început Imperiul Bizantin. Și nu suntem încă în port. Portul nu era aici. Aici era numai palatul.
el făcut în două părți. Unde se vede clădirea acolo, în spatele ei era portul. Toată piatra, vezi, e piatra de curcar, piatra locală de aici. În afară de ce s-a dus de marmură să facă statui și lucruri mai faine. Așa arată curcarul natural. Noi continuăm acum spre zona mai deschisă, aici era numai pentru Irod, zona regală, sau Pilat, după aia Pilat o să fie aici. Însă zona mai populară trebuia să fie și distracție într-un oraș roman. Au făcut un ipodrom mare mai încolo și era un ipodrom mai mic aici lângă Palat. Ce se mai vede sunt ce rămas din ipodromul cel mic. În ipodromul ăsta aveau loc curse de cai și aveau loc și lupte de gladiatori. Pentru distracția publicului și totul era gratis. În timpul roman, dacă vii, ai cultură gratuită, să nu-ți bați capul cu ceva contra stăpânului. Aici ce erau, grajduri sau ce erau în chestiile astea? Nu, aici era tot ce era aici, era de la curtea regală, din camere. Jurul palatului, da. Făcea aici procese, avea viața lui de curte. Aici a vrut să-l judece și pe Sfântul Petru. Sfântul Petru, pe Sfântul Paulus. Dar pentru că Paulus era Sfântul Pavel. Da. El era cetățean roman, a spus, eu nu vreau să fiu judecat aici. Eu vreau să fiu judecat de către împăratul Roma. Din cauza asta și Pavel și Petru iese de aici spune la Roma. Puteai să alegi unde să fii judecat? Numai dacă erai cetățean roman. Aha. Pavel era cetățean roman. Petru s-a dus la Roma, nu era cetățean roman, el a fost pus pe cruce. Poți să vezi unde a fost reconstruit, unde s-au mai pus pietrele albe mai finisate, mai frumos. Da, se văd unde sunt pietrele. Dar majoritatea de sub totul e original. Cine a distrus aici la maximum au fost mamelucii. Și după aia, numai în secolul XIX, în 1882, turcii aduc aici niște musulmani din Bosnia. La stângă, vezi, este un mic minaret. Acolo, în 1882, au adus niște bosni, musulmani din Bosnia, ca să țină aici comerț. 1882? Turcii. Da. Și asta ce a rămas. Dar între timp, între timpul lui Irod cel Mare și 1882, mai sunt lucruri care le vedem pe drum. Ia la. Ce aer bun. Perfect aici lângă mare. Da. E super aer. Zidurile în fața noastră sunt de la fortificarea care am numit-o Rabat, care au făcut-o musulmani. Să spunem așa, după ce au căzut regii cruciați au pierdut, cine a fost aici stăpâni, au fost tot tipul musulmani, diferiți. Mameluci, după aia au venit otomani, dar numai musulmani. Și pe aici se intra în... Pe aici se intra la ipodrom. Hipo înseamnă cal, pe grecești. Da. Dacă la orice loc unde te duci, dacă ai nevoie de toalete, ai și toalete. Și am ajuns. Latrina. Asta e latrina, toaleta. De pe vremea atunci. Da? Și stai pe toaletă? Stai pe toalete. Aici trece apa, care curăță. De obicei, orică ștergi cu o frunză, ori dacă erai cavaler cruciat, cu o blană. Avea un băț lung, cu o blană, vreau să fie mai delicat. Și
după aia o curățenă. Dar asta se la tine. Fără ușă, fără nimic, toți vorbesc împreună, e un centru de întâlniri. Nu, no, toilet, not bathroom. Toilet. Omul vrea să fie delicat, Freddy. Avea aici apă. Nu, chestia că nu aveau apă. Am spus, o să mergem după aia să vezi unde o parte din apiaduct care a mai rămas. Uh-huh. Apa era adusă de la distanță de 25 de kilometri de Cezăria și era apă ca într-un oraș roman. Aveau fântâni, aveau canalizare, toate astea datorită unui canal care a fost săpat în munte, 20 ceva de kilometri distanță de aici, dus după aia pe apiaducte, trebuie să fie o inclinație de maxim 2 grade ca să ajungă apa exact. Și asta ce era? Au avut ingineri buni. Aici tot este original acum. Aproape tot. Unde nu e original, se vede diferența de piatră. Dar s-a păstrat atâția ani de zile? Da. Se vede că era și aici mai înalt puțin. O parte a fost furat. Noi suntem aici la capăt. Cursa începea în cealaltă parte. Erau băgați aici și oameni să se lupte între ei și oameni cu animale. Ca la Coloseu. Pereții ăștia erau plini cu fresco, care reprezentau tot felul de scene din lupte, dar s-o cam părădit cu timpul. Asta e probabil că e exemplu de... Da, încearcă să dea iluzie. Acum, cel mai important loc, aici stătea, cel mai important stătea pe loja asta. De ce aici? Că cel mai periculos loc este unde se învârt, unde fac virajul. Aici se răsturnau. Și asta era o parte din action. Să-i vezi cum se răstoarnă. Cum se răstoarnă, da. Din cauza asta, de obicei, loja era la capătul cel mai... Ca să fie ferită. La mijloc, între partea asta, cealaltă parte, era un zid. Și deasupra lui erau coloane, erau ori obelisc, ori statui. Asta se numea cășirea spinării. Aici vedem niște culise de unde ieșeau gladiatorii și aveau aici și un mic loc de rugăciuni. Se rugau înainte că ieșeau la luptă. Adevărul că gladiatorii erau de două soiuri. Ori sclavi, vezi, de jos de aici ieșeau, ori sclavi, ori gladiatori profesionali. Pentru că gladiatorii, în timpul ăla, erau ca niște superstar de azi, ca niște futboliști de prima ligă, cei mai renumiți în lume. Aveau diferite idori, se rugau la ei înainte că iese și când se luptau, dar cineva cădea la urmă jos, se uita la împărat, dacă îi făcea cu degetul în sus, trăia, dacă îi făcea invers, murea. Chestia că nu întotdeauna a murit, că dacă era unul foarte important, care publica îl iubea, știa stăpânul și dădea să treacă. Dacă nu, sânge. Se numește arena. Arena în latin înseamnă nisip. Acum aveți nisip, este tot. Dar întotdeauna era nisip, ca să se vadă sângele roșu care se intre înăuntru. La mijloc era spina. Nu se spunea spina și nere pe limba română, pe latină spina este acest zid care trecea de la o parte la cealaltă, aici de la nord la sud, și din jurul ei se făceau cursele. Cred că au murit foarte mulți aici. Da, nu avem nume, dar știm că erau, putea să fie până la 30.000 oameni. Era 50.000 tot orașul. Avea loc pentru 30.000. Asta e ceva foarte puternic. Asta era ceva foarte tipic în locurile astea. Se numea pâine și distracții. Că dacă oamenii au ce să mânca și au distracții, în fiecare zi aveai un show. Gratis. Să nu-ți bagi capul să faci o rebelie. Dar ipodromul era lung. Pentru gladiatori era numai partea asta. De la peretele astea până în capăt. Asta era locul unde erau gladiatorii. Mai încolo era numai pentru ipodrom, pentru cai. Și cursii nu erau de cai, erau numai de cai cu căruță. Mm-hmm.
în locurile astea unde au fost crime și mulți oameni morți, eu simt așa animali. Au făcut numai desenuri ca să ne reamintească că toți pereții ăștia jos erau cu frești care reprezentau animale diferite care se luptau și gladiatori, dacă vrei să te apropii, să-l vezi. Da. Erau școli de gladiatori. Erau lupte care aruncau numai niște creștini, de exemplu. Creștini se aruncau doar la lupte cu animale, fără să ne aibă în mână nicio armă. Și erau și din aia care erau profesionali, care Spartacus, de exemplu, când a început rebelia Spartacus, a început de la capă, unde era școală de gladiatori, care erau profesionali. Și asta se numește vomitorium. Intrările erau vomitorium. Atenție, că n-ai prea multă lumină acolo. Ce interesant este și zidul ăsta din stânga, cum au construit cu pietrele, așa cum le-au pus. Da. Era cu ciment sau cu ce era între ele? Nu era nimic, nu, numai așa, nu, pur și simplu plădite, în greutatea lor. Dacă vezi după asta... Cum în America de Sud. Da, exact. Le aranjez așa că se țin una pe altă. Diferența este că în America de Sud fiecare piatră cântărea și zeci de toni. Aici sunt mai micuții. Dar totul a fost tăiat din piatra locală, cum vezi la centru. Așa arăta formația de curcar natural. Și la Iafu, clădirile care le-am văzut la Iafu, tot erau din curcar. Nisipul amestecat cu scoci sfărâmate și cu sid, cu ce zugrăvești peretele? Cu var. Cu var. Formează piatra de curcar. Acum ieșim din ipodrom, continuăm spre locul unde era conducerea țării. Unde era finanța, unde erau magazinele mari. Și am spus, până aici era ipodrom, pentru gladiator. Ipodromul continuă la dreapta, până în capăt, că acolo era ieșirea căruților. În afară de Palatul Maritim, avea și palate pe aici. Avea aici un palat într-o grădină scufundată, se numea, dar e închis acum, nu putem urca pe acolo. De aici era o grădină cu un palat. De exemplu, când privim un concurs de mașini, când dă drumul, la început, are un steag cu pătrățele din astea mici. Da, da. Asta era semnul când împăratul nu avea chef să meargă să deschide. De la palat făcea un semn cu batistă așa și atunci începea cursa la ipodrom. Astăzi, da, cursa de Formula 1, tot la fel, fără să fie împărat. De aici a rămas semnul ăsta de la cursele pe ipodrom. Ce piatră interesantă și aici. Asta e misticată.
Așa s-au găsit, de fapt. Când au făcut săpături de arheologie, au dat jos toate cantitățile de pământ, cum vezi aici, și au descoperit încet, încet, tribunele. Care arăta cam așa. Din cauza asta, mii de ani au stat sub pământ și au așteptat să fie redescoperit. Dacă săpam acum tot ce este aici, se vedea la fel cum e aici, la stânga. Fost ceva muncă. Trebuie făcut încet, încet, cu, cu grijă. Și astea sunt toate originale. Da, da. Astea de acum au dat jos pământul și s-au descoperit. Și așa era înainte de a fi săpat și descoperit. În special, au lăsat bucata asta ca să, ca să vadă cum avem a fost idei. În ce an s-a descoperit asta? Adică de când este așa? În... Asta e din secolul 19 început, încet, încet. De la sfârșitul secolului 19. Dar ce mai mult în secolul 20? Se vede o coloană acolo, în depărtare. Imediat, ajungem acolo. Asta sus? Da. Mergem acolo noi. Se repet, era un oraș de 50.000. Noi ce vedem, vedem numai centru acum, unde era palatul, unde era centrul de administrație și unde era centrul de distracție cel mic, ipodromul cel mic. Cel mare nu l-a săpat. Știm exact unde este, dar trebuie de descoperit. Nu l-a descoperit încă. Ierod cel Mare a avut fonduri și era unul din cei mai mari constructori a țării pe timpul său. Nu numai templul cel mare, cel mai frumos templu din Ierusalim era lui Ierod. Ierod a găsit un templu, al doilea templu era micuț, cel care a fost făcut de cei care sunt toți din Babilonia și în Xerxes, de dat să se întoarcă, era ceva mic. Cine l-a construit pe cel mare este Ierod. Urcăm pe aici, sau? Hai să urcăm și încercăm, nu știu dacă e deschis tot, dacă nu, pe cealaltă parte era sigur deschis. Da, văd. Aici ce era, Freddy, palat? Urca. Putem urca. Aici erau magazili și era centru financiar. Aici erau bani. Imediat ajungem și la bani. Nu știu de cum ai rămas pentru noi, dar aici măcar era... Măcar niște carduri să găsim, dacă nu găsim bani, cash. Are ultimii patru cifre, ți-ai minte? Poate găsim bitcoin sau nu erau bitcoin pe vremea aia? Erau supercoin, aur. Aur, Nu, bitcoinul valorează mai mult decât aurul. Am ajuns să facem o baie. Baia romană era foarte cunoscută și am ajuns aici la una din băile romane. Am văzut un exemplu mic la Mesada. Aici vezi același desen. Jos, triunghiul ăsta cum era la Mesada, la fel și aici. E același rege, același timp. Ăsta era ceva de public, baie publică. Oamenii veneau aici să facă gimnastică, să facă apă, să facă masaje. Toate astea public, nu a regelui. Regele avea separat. O mai rămas și mozaicuri originale. Nu tot a dispărut. Deci aici e mozaic original de atunci. Da, da. Acum nu avem... În ziua de azi nu putem să arătăm unde era camera caldă, camera rece. E cam central. Dar și aici era același sistem. Dar e interesant cum s-a păstrat așa de bine după 2000 de ani. Întâi și întâi, pentru că era acoperit cu nisip, cu pământ. Uh-huh. Tot ce vezi aici, construcția asta, după ce a dat afară pământul și-o găsit, a reconstruit. Pereții s-au rămas cu tencuiala originală. Tot ce vedeți s-au rămas pentru că întâi și întâi nu era de furat. Din asta nu poți să faci o casă. Dacă ai spart așa un mozaic, nu te folosă. Nu e de folos. Și atunci, dacă nu era de folos, n-au furat și a rămas intact. Da.
Se mai vede acolo, în tencuială, în, chiar în capăt. Da, și aici, culori. Uite aici, tencuială, da, în culori acolo, da. Frumos cânte păsările alea peste tot. Astea nu sare de la Marea Moarte, alt soi. De la Masada, nu sarea negre, de la Masada. Nu, nu-s tristămit. Partea asta era cu apa mai rece, la centru, unde am văzut mozaicul mare. Uh-huh. După aceea noi trecem în spate, unde era și Hipocaus, unde erau acești stâlpi mici, trecea de desubt. Aerul cad să fie ca era caldă. Un complex întreg pentru plăcere. Piscină, saună, masaj. Absolut totul. Fitness, bandă de alergat. Și totul în style, în luxus, cu mozaicuri frumoase, cu atmosferă care îți vine să vii și mâine. Zona era mult mai mare decât Amesada, așa că una pentru rece, aici aveți stâlpi mici, Hipocaust, stâlpi care ținea... Unde făceau focul, nu? Da, de disubt. Focul era făcut de curte, da, și intra aici aerul cald. Acela sistem. Și dușumeau să încălzea și aveai aburi. Primele încălziri din pardoseală, da? Au fost inventate de romani. Dar nu cu electricitate, cu foc. Cu electricitate. Ai fost la abur, trebuie să intri la un bazin cu apă rece. Ai unul aici, ai unul la centru. Să scazi temperatura brusc, merge bine la circulația de sânge. De la super cald la super rece. Dar nu poți să faci infart, adică să faci un șoc termic. Da, nu tot se termină bine. Aia spun. N-am promis. Nu, de asta era obișnuință. E recomandat și de doctor azi. Să faci un duș rece și fierbinte, rece și fierbinte. E bun pentru circulația de sânge. Dacă tot termină ok, nu știu. Cum ține norocul? Și aici, vezi, păvatul a dispărut. Că erau acele triunghiuri, cum am văzut și acolo, cum am văzut și la Mesada. Asta se vede, era modern în timpul ăla. În afară de mozaicuri cu pietricele mici, era astea cu mari. Și aici nu găsim micve, baie rituală. Aici numai pentru baie, pentru de la sauna. Ca ritual am văzut la Qumran, cu 7 trepte, să te cobori, aici nu este chestia asta. Că asta nu era pentru evrei, de fapt. Era pentru romani. Asta era pentru un oraș roman. Erau și evrei aici, da. Dar ei aveau să vede la casele lor, care e mai încolo, la dreapta, în afară de zona regală. Încăperile nu erau foarte mari. Dar era foarte sofisticat, pentru că te aici din una în alta, nu era nevorbit de o încăpere imensă. Un moment. Te-ai încălzit? Da. Sunt vreo 23 de grade, cred. Te ajut? Nu, ok, nu mai ține șapca. Altceva. Oh, cu totul altceva.
La noi a nins ieri. Da? Da, a fost zăpadă. Și la noi, mâine o să ninghe. Noi aici, pe muntele Hermon. La noi o să se facă vreme bună, deci cum plec eu, o să fie așa de multă zăpadă că o să închide. La weekend nu se poate face schi. O să fie furtună. Serios? Cu viscul, da. Wow. Dar noi vorbim la muntele de 2000 și ceva de metri înălțime, nu aici. Aici o să fie ploaie și o să cum fie... Cum se numește muntele la Fredi? Hermon. Hermon. Da, pe Hermon o să ningă și o să fie... Da, acolo, 0, minus 2 grade. Încotro mergem? Pe aici. Pe acolo. Călcăm pe mozaic, e permis. Dacă ai putea acum să vină unul să zică, Fredi, vrei să trăiești atunci în lumea aia unde trăiau ăia cu băile romane sau acum când ai trăi? E, depinde în ce status. Dacă eram din curte regală, da. Dacă erai vreun sclav de la gladiator, nu vrei. Dacă eram un sclav, nu cred că nebuneam de ideea asta. Bun răspuns. Acum, dacă privești, de aici nu se vede bine, de acolo. Din capăt sunt stâlpii, ăsta era Cardo, ăsta era țara principală. Uh-huh. Aici erau magazile, cum era în Ierusalim, Cardo, și aici. Cardo de la nord la sud, strada principală din oraș. Ok. Și noi mergem pe Cardo. Bicentru. Centru, cum Cardo. Cum se zice la voi la Piatra Neamț, Cardo. Bicentru. Cardial. Da. Așa arăta o casă romană. Mai mergem la una frumoasă. Să vezi, continuăm după ce ieșim de aici, cu mașina, și încă nu am ieșit din Cezăria. Aici poate vezi ce se te iau după aia. Water system, cum mergea apa, cu apiaducte, adus de la distanță de 10 de kilometri și în tot orașul aveai apă. Deci pe sus, pe aici, pe deasupra apeductului, de-aia zicea apeduct. Da, apeduct. Că acum, duce apă. Da, folosesc astea pentru tren, de exemplu. Acum în zilele noastre pe aici e calea ferată, dar tot apeduct se numește, știi? Nu, ăsta era acueduct. Aha. Apeduct e pentru drum. Aha. Acueduct e pentru apă. Aha, ok. Cum am dat jos, puloverul începe vânt. Legile lui Murphy. E ok. Aici erau magazii. Magazii cu produse pentru curte regale. Roman public latrin. Da. Am stat pe ea. Mai erau, ăsta nu era singur acolo. Ăla era la intrare. Să fie ușor de găsit. So, când ieși de la ipodrom pentru o secundă, te duci, te întorci. Aici tot e original. Și unde călcăm noi? Când Ierusalim, sus Ierusalim, s-a reclădit de multe ori, era la 6-7 metri mai jos. Aici e de aceeași înălțime. Deci așa trăiau romani, aveau tot organizat, cu drumul, foarte, cu... Foarte organizat. Cu băi, cu... Augustus, care era pe numele lui, se numește Cezaria, au spus, am luat un oraș de cărămide și întorc un oraș de marmură, Roma. Pe timpul lui era foarte înaintat. Și după aia, uite, în timpul lui Flavian, tatălui Titus, aha, Flavian a făcut ceva nou. Erau latrinii, el a luat bani. Și a venit Titus la tatăl și a spus, mă, cum e banii la asta?
O luat o monedă, o dată spune, miroase? Spune, nimic, spune. Banii nu miroase. Poți să iei de unde vrei, plătesc. A rămas asta o frază, banii nu miros, da, n-au miros. Aici era o tavernă. Tavernă e de acum ceva grecesc, adevărul. Dar era loc unde vineau oamenii să stea, să beau un pahar cu vin, să vorbească, tavernă. Nici nu știam că pe vremea aia... Da, era, sigur, de... romanii beau. Punctul meu foarte istoria că existau genul de cârciumă care ești până în ziua de astăzi. Sigur, foarte mult. Sunt aici. Da. E, pentru inaugurarea orașului, în anul 10, au ridicat acest ipodrom pentru curse de cai. Cam 20.000 de spectatori în ăsta. Ăla mare era cel care încă nu l-a descoperit. Și noi am intrat pe aici, pe la latrină. Și aici era loja pentru cei importanți. Asta e spina, în jurul ăsta se făceau. Și până aici, era, de aici încolo, era loc unde erau lupte de gladiatori. Ei, doar rățelea hlipit hamilavă, la șavni le holcă ni bență, sigur, în dăvera harcă. Gagate de șmaut, că de zeci ți-a dat mult. Ok, ok. Eu am și șenii le-au văd, bișbriha, nici așa vă bait. Ai eu mai hidi, iala, bai că mult. Uite ce, au făcut un fel de copii, cum arăta căruța. O căruță cu cai, era un punct acolo și aici se învârteau, vezi că se vede spina, se vede urma de la spină. Ăsta era secundul, se numea, însă cel mai important era unde stătea importanța. Am văzut când se lupta cu gladiatori, am văzut în filme că aveau și niște sulițe, niște cuțite la roți care se învârteau așa. A, sigur, da, da, și se tăiau picioarele. Uite, un om pescuiește. Da. S-au închinat dimineața la sinagogă, să aibă pești buni. Sunt aici pești. La sigur. E religios, cu pantaloni negri, cămașa albă, perciuni. Da, da, cum trebuie. Chipă. Deci și religios și pescuiesc. Aici, în grădirile astea, era și ministrul de finanțe. Aici era bugetul. Și încă o dată, tot era pentru administrație, toată partea asta pentru administrație, adică câteva mozaicuri frumoase. Totul face parte din palat, numai că palatul privat al lui Irod și al lui Pilat era acolo pe mare și aici, încă un palat, aici poate să aibă audiență și tot felul de oameni care vin la el. Palatul, de fapt, era deasupra. Arcadele astea sunt cele care dau putere să fie palatul construit deasupra. Palatul nu mai e rămas. A rămas numai boltile astea. Aici era un templu pentru Mitras. Regele Soarelui, Mitras.
zilele noastre se fac aici concerte, vin oameni să mănânce, sunt restaurante. E loc foarte popular. Nu mai rămas aici o reconstruite, ceva încă o dată pentru băi, însă ceva simplu. Asta e timpul guvernatorului Bizant. Bizant, de acum vorbim mult mai târziu, secolul 4, 5. Portul, de fapt, a dispărut, nu numai din cauza că mamelucii au distrus totul, nisipul din delta Nilului, cu curenții maritim, s-a depus așa de mult, că nu mai se poate intra cu un vapor. S-a închis. Pe aici. Pe aici și. Continuăm, nu ieșim. Da. Asta e cum a fortificație din tipul cruciaților, făcut de jur împrejur. Cu șanț de apărare. Da, șanț de apărare cu zid inclinat, ca să fie greu să te cațeri. Și aici erau spânzurătoare, văd, care spânzurau pe ea, nu, care așa de cum aici, îi atacau. Nu, așa e ceva, nu. Nu e legat. Glumesc, ideea de pentru incendii ceva, că e cu roșu. Restaurant acolo se numește Limani. Limani pe grecești înseamnă un port mic. Aha. Lima înseamnă port. Adevărul că pe Cruciați nu i-a ajutat prea mult fortificațiile pentru că mamelucii i-au învins. Nu au avut șanse, erau mult mai tari și mai deștepți. Este adevărul trist. Deci asta e făcută pe vremea Cruciaților, cetatea asta, da, o te-ai întrebat acum? Nu, zidurile astea. Continuă, Cezărea continua aici. Noi mergem acum unde era palatul. Palatul era chiar aici, nu palatul, templul era aici sus. Noi intrăm acum să vizităm înăuntru. Este un muzeu și un film care arată, însă ca să înțelegem ceva, că de obicei oamenii nu prea prind. Marea e acolo departe. Până aici era. Aici era mărul mării. Până unde suntem noi, nu? Aici, da, unde suntem noi. Însă totul s-a acoperit cu nisip, s-a umplut cu nisip și așa a dispărut portul. S-a mărit plaja. Aici era satul Bosniac, vezi, uh-huh. Minaretul. Da. E la satul Bosniac. 1882, turcii aduc aici. Și mai e comunitate de bosnieci? Nu, mai rămas, nu. Ei, adevărul, au mai rămas. Sunt urmași, dar ei s-au împrăștiat în câteva sate răbește aici. Nu, aici nu au rămas. Dar mai sunt în satele arăbești oameni de origine bosniacă. Da. Aici îmi place să vin să fac concerte de jazz, festival de jazz. A, ce drăguț. Aici să stea pe iarbă. Pe iarbă, nu? Da, da. Aici orchestra și noi stăm pe iarbă. În august. Dar probabil că seara mai târziu, că în august e cald în Israel, sunt 40 de grade. Seara. Templul era dedicat lui Augustus și lui Roma. Acum pot să filmez înăuntru, e ok, și este și film care dă idee ceva despre ce s-a întâmplat aici cu Augustus, cu Roma, că Irod nu era chiar cu Augustus, știi, era luptă. Aha. În Egipt, între ei, și el nu a pus banii pe cel care o să câștige la urmă, dar a fost iertat. Trebuie să pui, nu știu, scrie că trebuie să pui mască, dar nu mai este mască. Nu avem mască, dacă mergem înapoi. Hello. Hello. Nici doamna nu are. Mergem afară. Șnea, mai am una. Vă-ați dat ce-ți spun, am rupt hadașot și gambe cu comod zgurim, că fără el mă sehot. Am rupt etmol... Etmol bă bocheru, diu. Nici balach. Cărati hadașot. Mătai, aiom? Uite, ai una nouă. E la cubă, dar nu fără
A, arată numai biletul. Asta e. Nu, 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 ivrit. Tăiar. A? Be romanit imi eșlach. Anglit. Ok. Ce zice? Încă 10 minute, ne face film. M-a întrebat pe ce limbă, am spus film română. Vrei să mai mergem afară, că eu nu vreau să opresc filmarea și atunci nu, hai să vedem ce rămas, ce-o găsit. Aha. Așa arăta. Și vezi aici, ăsta era templu, așa arăta. Și vezi, evapoarele ajungeau până la poale templu, unde am intrat noi. Asta era Cezărea înainte cu 2000 de ani, înainte cu fost distrus. Acum noi înaintem. Și fără film ai ce să vezi. Păi poți să filmezi și fără film. Astea sunt obiecte de atunci, adică da, spălturi cioburi, de... Da, cioburi, ce-au cioburi din diferite timpuri. Nu contează că e în ebraică, că oricum tu ai explicat despre ce a fost vorba, așa să luăm câteva imagini și gata, știi? De face prea rapid. Hmm? De face prea... Așa arăta înainte de a fost descoperit. Noi am fost acum la ipodrom, acolo, la stânga, la teatru, toată zona. Și restul e câmpuri. Dacă o să le sapi, le găsești. A, uite cum sapă. Da. Era mare, 50.000 de oameni, e o porțiune foarte mare. Deci așa arătau o ruinile înainte de a fi excavate. Uite, portă, cum așa vezi portul. Ăsta era portul și portul a fost construit într-un sistem foarte special, că nu este port natural aici. Ce-a făcut Irod, a făcut cutii mari din lemn, le-a umplut cu stânci, a adus praf de la Vezuv, nu era ciment încă, a amestecat praful de la Vezuv cu stâncile, s-au forcat blocuri. Le-au scufundat și așa, unul după altul, ca niște cuburi, de jur împrejur, au format apărarea să fie port. Ceva foarte special, care nu exista înainte de asta. Uite, pe aici am fost în zona asta, sus, ipodromul, teatru. Apiaductul mergem mai târziu. Uite, aici era încă un ipodrom. Aici, de asta încă nu l-a descoperit. Știm că este. Asta e mare. Asta e de 30.000 de oameni. Era încă un teatru și încă un ipodrom. Poți să-l vezi de aici. Urcă de sus. What do you want? Your Majesty. Bad news, I'm afraid. Îi spune cine a câștigat lupta. Ah, băieții lui vor să le moștenească mai rapid. La răcoare. Este Irod, da. Băieții au vrut să-l omoare, să-l moștenească mai rapid. Nu au avut răbdare. Nu le-a cumpărat Ferrari, ți-a vrut ei să le cumpere. Have you nothing to say? All the evidence is here. And I will present it to the Emperor myself. No one will stop me. Not even you. Five years passed. The sons of Herod were put on trial and sentenced to death. But Herod would only be tried by history
portul din Cezarea. Da, acum vine din Roma, ăsta vine din Roma. Se vede orașul făcut. Deci așa arăta portul din Cezarea unde se noi acum. Așa arăta, da. Acum au trecut câțiva ani, că era din anul 25 până anul 13. You made a promise and you kept it, Herod. The emperor was right about you. Thank you. They're waiting for us at the Hippodrome to begin the celebration. Inaugurare. Și Hipodromul. Templu. Unde suntem noi acum? Era da. Templul ăsta. Hipodromul și teatrul care l-am văzut. Uite, se spor. Spor la treabă. SPQR, Senat în Poporul Roman. Deci ăsta e Hipodromul unde am fost mai devreme, puțin. Unde se băteau... De asta am fost. Pe Marul Mării. The story of Caesarea did not end there. As it was created in the vivid mind of King Herod, Caesarea was renewed in the modern era by the vision of one man, Baron Edmund Benjamin de Rothschild. Rothschild. The Baron viewed its revival as a national mission. He purchased the land and developed it through the Rothschild Foundation. Thanks to him, Caesarea thrives again, and new voices fill the city today. The foundation donates enormous sums every year for education and has devoted itself to building in Caesarea an industrial, research and development park, a leading community, and some of Israel's finest areas of recreation and tourism. The splendor of its past is there for all to see, hand in hand with the energetic development directed by Baroness Ariane and Baron Benjamin de Rothschild, who continues the foundation's legacy of transforming Caesarea into a place where past, present and future live together in perfect harmony. Coborâm. Acum e publicitate pentru... Da. Nu, nu, pe aici, pe aici. Publicitate pentru baronul Rothschild. Aici. Astea sunt originale, au fost găsite în port. Originale, și, nu? Da, și monedele, și vasele. Și până în ziua de azi se caută, tot timpul sunt scafandri care caută. Scafandri, știi, nu profesionali, amatori. Amatori, caută. Care ei găsesc, dar adevărul este că e frumos că ei dau totul la stat. Imediat cum au găsit, o dat anunț. Și-a venit de la Ministerul de Arheologie și-a luat. Primești ceva sau așa, din patriotism? Nu, patriotism. Astea sunt originale, care au găsit în port. Și de lemn și de fier. Ancore dinainte cu sute și mii de ani. Sticla era făcută în Cezarea. Ce ancoră interesantă, îți dai seama ce vechime trebuie să aibă asta ancoră de piatră. Da, da. Nici nu era metalul. Asta nu mai câteva, au găsit multe. Și astea erau sticle, nu? Sticle făcute aici, în Cezarea. Făcea așa blocuri. Și trimitea, după aia îl încălzești și poți să faci din ea tot felul de lucruri. Cine erau cei mai specialiști, erau finicieni, de la ei am învățat. Astea zidurile originale, nu? Da, astea sunt zidurile, erau sub pământ, de asta au rămas. Asta era templul lui Augustus și Roma. Și asta era de la sinagogă din Cezarea. Sus că erau evreici, deci a început o revoltă din 66-70. Erau și evrei, dar erau și mulți oameni păgani, care aveau tot zei lor. Păgâni. Păgâni. Păgâni, țărani.
Aici acum găsești pe limba arabă. Asta de acum din secolul 18-19, când erau aici turcii. Cu imaginea Arhanghelului Mihail. Da. Asta era o statuie mare a lui Livia, soția lui Augustus. Livia. Livia Drusila. Nu știam că numele Livia e așa de vechi. Da. Și Neron a avut o soție Livia, dar lui Augustus era foarte importantă. Se iese pe aici sau pe unde? Pe acolo și pe aici. Am doi, la fel. Ok, bine că ai avut masca, că dacă nu, nu puteai să vezi nimic. Da. Nu nouță. Eu n-am văzut nimic, că mi-am pus-o pe ochi. Da, nimeni a folosit. Și asta nu auzi știrile, că soția mea îmi spune, nu. Am spus, măi, am auzit ea știrile sus, că nu mai trebuie masca. Nu că nu mai este boală, spus că nu mai trebuie masca, asta e tot. Țările, azi dimineață spunea la știri că țările nordice au scos de tot, dar noștri o lungesc la infinit, mă, deși nu mai se întâmplă nimica, deci așa ceva n-am văzut, noi tot timpul suntem ultimii în Europa. Deci ultimii care o să lăsăm restricțiile deoparte, tot noi suntem. Ieșim acum prin zona cu magazine și cu restaurante, folosim toaleta și mergem înapoi să căutăm mașina. Poți să rămâi aici, aducă mașina aici. Nu trebuie să mergi, tu poți să rămâi aici. Eu tot filmez, să știi acum. Nu e problemă că am spus că folosim toaleta, că suntem oameni, adică toată lumea folosește toaleta. Sigur, nu, am arătat toaleta acolo și este una aici. Sunt două toalete. Deci cam asta a fost tur aici la Cezaria, nu? N-am terminat. Nu închide. Aici s-a reclădit, zona asta era apă aici, aici era portul în fața noastră. Și uite, avem aici încă un sarcofag frumos. În formă de triunghi. Da, asta e capacul. Mm-hmm. Sarcofagul era de sub, asta se numește acoperișul. Asta e Versace? Nu sunt sigur. Așa arată. Meduza. Gorgona sau Meduza. Acum trebuie să avem puțină imaginație când vii cu vaporul și vezi o clădire de două ori mai înaltă decât cea care vedem acum. Asta era subsolul. Aha. Sus. Un templu uriaș. Impresionat. Da, care se vedea. Asta e lucrul care îl vezi când ajungi în port. Filmele. Cinstea lui Augustus și Roma. Uite, este un sarcofag mai întreg, dar acoperișul mai întreg. Capacul. S-a pornit vântul. Toate astea s-au găsit aici, pe loc. De cum se vede și acolo, în partea aia, cum era vechea clădire originală. De jur împrejur era o clădire, și la dreapta baza și la stânga. Baza, subsolul sau parterul? Nu, asta nu era parte din templu. Templu era chiar unde sunt cele patru. Aha, geamuri. Geamuri, da. Dimineața era mai puțin vânt când am mâncat din dejun. O să spus că se fie vântul să fie mai tare și o să aducă și ploaia de la nord. Dar o, noi mai avem timp până vine ploaia. E ok. Asta e zona de comerț și de restaurante, asta e tot.
Mai avem ceva de vizitat aici? Da, mai este ceva aici la ieșire. Aha. Sigur, tot timpul este ceva. Te întreb ca să știu când opresc filmarea, știi? Da, da. Am vrut să fac dintr-o bucată, să mai închid camera, pentru că durează foarte mult după aia când le lipești. Da, după aia mai avem încă o repriză după ce ieșim de aici. Când mergem la piaduct afară, unde vedem la piaductul ce-o mai rămas. Aici este un nimfeniu. Nimfeniu era un bazin cu apă, statui, în fiecare intrare era o statuie și din el ieșea apă. Uh-huh. Și erau frumusețe, ceva roman tipic. Și avea și la Roma și avea și aici. Aici se poate vedea în fotografii cum arăta pe vremuri. Te-ai statui și nimfeon. Mai este mult de săpat. Mai sunt fonduri. Dar familia Rothschild mai finanțează și în ziua de azi. Ziceai că nu prea mai sapă, adică că au oprit săpăturile. Nu, mai continuă. Nu tot orașul, dar mai continuă. Ah, mai continuă. Ok, acum noi să ieșim prin poarta cruciaților, făcută de cruciați. Și eu mă duc să duc mașina, bine? Ok. Tu poți să înaintezi dacă vrei până acolo, eu intru un moment și vin după tine. Aha, bine. Găsite și lăsate așa ca se vadă peste tot. Și aici sunt zidurile. Ieșire din cetate. E foarte greu să vii într-un loc de ăsta singur să nu știi ce vezi. Adică degeaba te uiți pe o hartă sau pe un... Asta că dacă nu ai un ghid profesionist care să-ți explice, pierzi 70-80% din ce se întâmplă. Multe s-au descoperit, Freddy. Poftim? Foarte multe s-au descoperit. Da, aici continuă să lucreze. Adevărul că dacă mergi în forul romanul la Roma, nu vezi mult mai mult decât aici. Că și acolo și aici s-au distrus, noi găsim ce găsim. O parte putem să le punem una peste alta, cum era odată, o parte le plasăm așa, ca să vedem bucăți din ele. Poarta Cruciaților. Asta da, asta de acum fortificația Cruciaților. Pe ea ieșim. Ce stâlpi uriași, te vede baza stâlpului, cât de mare erau. Da, vezi după bază cât era de mare stâlpul. Fundația orașului, zice, Foundation of City Wall, zidului. Opa, ai grijă. Din nou. Intrare chiar cruciată. Tot ce e aici, stil gotic, de cruciați, nu din timpul lui Rod. Da, e cu totul. Cu asta vreau să se apere când a venit. Cu totul și cu totul altceva față de ce am văzut de stilul roman, stilul ăsta da, cruciat. Da. Stilul gotic, nu? Da, gotic. Stil gotic vine știi de cine? De la artiștii din Renesans, de la Renaștere. Ei se uiteau la asta sus, mă, ăsta e stil, ăsta e ceva bărbar, gotic, ostrogotim, triburii bărbare, ostrogotim. De aici vine stilul gotic. Noi ne uităm asta, ai ce categală gotică frumoasă. Uh-huh. De aici jigneau, când s-au uitat la opera asta, spunea, asta e ceva de bărbar, gotic. Deci asta era intrarea în cetatea Cruciaților. Da.
Și aici, vezi, era o ușă mare blindată de tare. Pe aici se putea arunca ulei clocotit, smoale, tot ce dorești, ca să aibă o welcome. Bine, eu trag o fugă să aduc mașina, bine? Da. Asta a fost, nu? Și vezi aici șanțul, da, de jur împrejur. Șanțele astea nu i-a ajutat prea mult, pentru că eu săpat un tunel sub șanț și a căzut zidul. Mameluci, eu săpat tunelul de desubt, a dat foc și pierdele încet, încet s-a tupit, a căzut jos. Asta a fost vizita noastră la Cezarea? Prima parte. Prima parte. Mai avem să vedem apiaductul care e foarte... Cel mai întreg lucru din Cezarea e apiaductul care a rămas. Pe asta îl vedem că e, am spus, orașul era imens. Apiaductul mergem cu mașina încă câteva minute. Unde să te aștept? Aici. Deci stați cu noi, stați aproape, o să vedeți și partea a doua de la... Hai să vedem. Cezarea cu apiaductul. Patua. Bienvenue, welcome. Bienvenidos. Welcome.